Dacă e să vorbim despre al doilea război mondial, cred că mulți vor fi de acord că acest eveniment tragic nu doar a rămas în memoria multor generații, dar și a afectat aproape fiecare familie de pe teritoriul Europei. Sute de mii de oameni erau nevoiți să fugă din orașele și satele natale, să lase absolut tot ce a fost construit de-a lungul anilor. Mulți au plecat pentru totdeauna să-și caute o casă în altă țară, unde războiul încă nu a ajuns. Majoritatea lăsau acasă nu doar bogățiile lor, dar și animalele de companie care rămâneau în mâna soldaților. Nu a fost o excepție nici Madame de Florian. Ea avea doar 23 de ani când, în îndepărtatul 1939, ea a aflat că armata germană în curând va ajunge în Paris. Părea că abia începe cel mai frumos moment din viață, însă ea, ca și mulți locuitori a orașului, au fost nevoiți să fugă oriunde privesc ochii. Evenimentele se dezvoltau atât de repede încât în doar câteva zile armata germană a ocupat teritoriul Franței. Fără ezitare, tânăra a închis apartamentul și a fugit pentru totdeauna spre sud, unde era mult mai sigur. Stabilindu-se într-un loc nou, viața ei a continuat. Chiar și atunci când războiul s-a terminat, ea nu s-a grăbit să se întoarcă acasă. După ce s-a căsătorit și a întemeiat o familie, ea a rămas să trăiască la sud. Dar cel mai interesant lucru este faptul că ea în continuare achita facturile pentru apartamentul din Paris, pe care în grabă l-a părăsit. Trist este momentul că ea niciodată nu a mai trecut pragul primei case. Oare care a fost motivul pentru care nu a mai vizitat apartamentul? Nici până acum nimeni nu știe răspunsul la această întrebare. Poate că era frică de amintirile care o puteau copleși. Sau poate că încă exista frica tinereței că nemții din nou vor veni și ea va fi nevoită să plece într-un loc sigur. Este greu de crezut, dar acest apartament a devenit cunoscut după moartea doamnei de Florian. Când nepoții au citit testamentul, au rămas puțin șocați, deoarece bunica niciodată nu le-a povestit că are un apartament în Paris. Cel mai uimitor lucru este faptul că nici copiii nu știau despre asta. Bineînțeles că toți înțelegeau că bunica a fugit de acolo cu nimic și ea a fost nevoită să construiască totul de la zero. Dar din moment ce Madame Florian provenea dintr-o familie de succes, toți au presupus că în apartament au rămas multe lucruri valoroase. Nepoții au avut timp să se familiarizeze cu istoria apartamentului și practic mureau de nerăbdare de a afla ce se afla acolo. Pentru acest eveniment important, ei chiar l-au invitat pe faimosul licitator pe nume Oliver Chopin Jenry. Până și expertul împreună cu echipa simțeau un entuziasm incredibil, deoarece nu în fiecare zi deschizi un apartament, care a stat închis încă din anul 1939. După cum a spus unul dintre nepoți, mâinile tremurau, degetele refuzau să asculte, iar bătăile de inimă creșteau din ce în ce mai mult. Iar când ușa s-a deschis cu un scârțit plăcut, toți cei prezenți au rămas șocați de ce au văzut în interior. Timpul părea că pentru totdeauna s-a oprit în acest apartament, transformându-l în cel mai frumos muzeu. Acolo era un mobilier artizanal din anii 1900, realizat dintr-un lemn adevărat, care era foarte apreciat în anul 1930, iar în zilele noastre a devenit o adevărată antichitate cu drepturi depline. În bucătărie erau tacâmuri din argint, care semănau cu o adevărată operă de artă. Pe o măsuță sculptată se aflau multe borcane cosmetice, o perie și chiar un ceas, care de-a lungul anilor nu și-a pierdut din frumusețe. Tablourile scoase în grabă de pe pereți se odihneau pe podeaua crăpată. Cel mai probabil Madame de Florian voia să ia cu ea, dar nu a avut timp să facă asta. Pe lângă toate acestea, în camera de zi erau multe cărți, iar unele dintre ele aveau peste 200 de ani. Pe podea se aflau primele jucării a lui Mickey Mouse și purcelușul Porky. Și multe alte lucruri interesante și frumoase. Și toată această splendoare a fost acoperită cu un strat de praf și pânză de păianjen. Bineînțeles că toate aceste obiecte costau o avere. De exemplu, acest tablou cu o doamnă îmbrăcată în roche roz a fost vândut cu 3.400.000 de dolari. Pictura în sine aparține artistului italian Giovanni Boldini. Scotocind printre dulapuri, a fost găsită o scrisoare trimisă de către creatorul tabloului cu recunoașterea iubirii eterne și cererea în căsătorie. Căutând mai multe informații, moștenitorii au aflat că pe pânză este desenată bunica doamnei de Florian, pe nume Marta de Florian. În anii 1880, ea strălucea pe scenă și era cunoscută ca una dintre cele mai frumoase femei, care avea o mulțime de admiratori, printre care era
erau prim-ministri și însuși președintele. Doar imaginați-vă cât de norocoși au fost rudele doamnei de Florean, deoarece nu în fiecare zi moștenești o întreagă epocă. Apartamentul în sine era situat chiar în centrul Parisului, în apropierea râului Sena, iar suprafața totală a apartamentului este de 140 de metri pătrați. Să presupunem că de Florean nu voia să se întoarcă în Paris, dar de ce achita în continuare toate facturile și de ce nu a vândut apartamentul? De ce niciodată nu s-a întors acolo? Și de ce toată viața ei a ascuns asta de familie? Răspunsul la toate aceste întrebări niciodată nu va mai fi dezvăluit. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, atunci rupeți butonul de like, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a nu rata următorul videoclip. Pe curând!